Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un episod de... Wow, ok. La un episod de GTA San Andreas multiplayer pe serverul Blue Bugged. Da, fraților. Ceea ce vreau să facem în episodul ăsta este să muncim, deoarece am dat și slash buy level și avem level 5 acum. Ne va mai trebui... Wow, ce se buguiește. O să ne mai trebuiască level 10 pentru taxi. Să intrăm în taxi. Deocamdată asta nu este... mare lucru, adică nu e acum urgent să intru în taxi, dar chiar o să am nevoie să intru. Până atunci vreau să ajung aici la jobul meu minunat, să mai fac câteva ture de dus făina, poate dau și skill update, asta e slash skills. Da, imediat o să dau și un skill update, băieții. Parcă mai aici. Ok, deci, ce vreau eu să vă zic acum este că o să, într-un episod normal, o să facem practic ce fac eu normal, ce fac eu normal, nu? Nu o să, adică nu o să fiu la ceva gen, nu muncesc pentru că filmez și o să fie plictisitor. Frate, dacă e plictisitor, vă uitați la episodul de mâine, poate fac ceva mai interesant. Sincer, mie mi se pare interesant să joci. Adică voi când jucați. Nu e plictisitor, știți? Eu practic filmez ce mă joc. Acum dacă pe voi vă deranjează că fac asta, nu vă mai uitați la episoade. Și vă uitați la episodul următor de dacă am făcut ceva mai interesant, știți? Adică am și o nevoie de bănuți. Ca să... pana mea, să... putem să ne deținem. Chiar dacă am foarte mulți bani, nu vreau să ajung în situații de criză. Că odată vine un rob și dăm fail și ne prinde poliția și mi s-au dus toate armele, mi s-a dus totul și de aia trebuie să fiu pregătit cu bani. Na, pana mea, știți și voi. Hai să vedem. De ce nu pot să bag benzină într-o mașină găsită pe stradă fără benzină? Poți, folosește comanda slash fill. Când te afli într-un gas station, cum folosesc gas can? Oh my god. Așa, eu mai citesc de obicei ca să nu mă plictisesc alea de acolo. Da, și după ce mai muncesc aici ca băieții, ca băiatul cu minte, o să mă duc să-mi iau și o pungă de chipsuri și după mai filmez ceva, văd. Eu v-am zis, vreau să țin canalul ăsta activ. Adică spusez episoade zilnice cu joculețe. Acum să am pe seria principală și sper să fie cam întotdeauna seria principală. Pentru că, nu știu, e un joc chiar șmecher. Chiar dacă e un joc foarte vechi, o și venit un fraier să zică: bă, GTA San... de ce te joci GTA San Andreas? Nu știi că există și GTA 5? Și îi zic eu atunci: păi, care e problema ta? Că nici tu nu ai GTA 5, deci te rog să taci, așa i-am zis. Așa. Păi pana mea, frate, nici el n-are GTA 5. M-am uitat pe Steam-ul și n-are GTA 5. Și plus că eu am pe două conturi GTA, deci pe un cont pe care am bani permanent și pe un cont care mai am bani o săptămână. De fapt, 2-3 zile, pentru că a venit un hacker și mi-a dat bani. Și eu i-am și cheltuit ca nu buc, am crezut că nu pățesc nimic. Și mi-am luat bani. Easy. Nu, mi-a dispărut mașina. Rip. O voi conduce pe asta de aici. Cineva chiar s-a prins că eu mi-ascund mașinile aici, nu trebuia să zic în videoclip. Gigel fermier, măcar pot să o conduc pe asta. Adică pot să o conduc și mai șmecher asta. Asta e mai șmecheră, că e decapotabilă și șmecherii și avionașe. Este mult mai șmecheră. Pe asta o să o păstrăm. Oh, de ce viteză prinde nebuna? 140 la oră. No! Nu, mă duc să o repar. Ca să arate mai frumos. Ia uite, mă, ce frumos arată aici, nebun. Am băgat și acum și o viteză de aia, viteza luminii.
Bă, cred că pe asta, dar de asta s-a mai multă grijă, adică, na, pana mea, dacă ar putea să o bagi în garaj ca în GTA 5, ar fi mult mai șmecher, dar cum n-am cum să o bag în garaj, opa, opa, băiatul ăsta e. De fapt, nu o să o parchez aici, o parchez în spate, pentru că știți cât hoți de mașini ies, așa că o să o parchez fix aici. Așa. Hai să vedem, să mergem să ne lăsăm așa. 26.000, not bad, not good. Că nici bine nu-i să ai 26.000. Nu. Not bad, not good. Hai, mergem înapoi la job, frățioții mei. Frățioții, what the fuck. Am 50% fuel. Aia e foarte bine, fac bani. Îmi scot bani de pe mașina, dar nu... Wait. Pula mergea pe contrasens. Da. Hai să vedem, mergem, mergem. Nu. N-a pățit nimic mașina. What? Decât la ușa. A, la ușa, da. Crezi că n-a pățit nimic. Eu ce v-am zis, nu trebuia să zic în videoclip unde mi-ascund mașinile. O să mi-ascund aici de data asta, să văd dacă mă mai găsește cineva. Aici. Vă stai, nu trebuia să o las pornită. Veniți, vă rog, la mine este cineva care parchează în curtea mea. Mai, așa, nu poate fi să se ia, trebuie să vă înțelegeți. Lol. Veniți, vă rog, la mine este cineva care parchează în curtea mea numai ca să mă deranjeze. Nu poate fi sancționat. GG. Ghinion. Da. Mai facem încă o dată, să fac și eu 650, deși aveam 700 de mii. Am destul în bancă, așa că nu ne stresăm noi prea mult. Contează să avem cât avem nevoie, nu? Prietenul tău, Mihai Florin, slash Ferenc, slash SMS 56512. Să-mi dai și mie nervă. Da. A, vreau și-o NRG-ului. A, pentru că e un NRG de calitate mare, de cum să nu. Vând, ofer licențe autoritate, GAN 200K, Fly 170 și Boat 150. Da. Dacă stau pe slip, trece timpul de la muted, da, îți trece. Stai. Cum încep carjacker? Nu știu să stați dropar atunci nu la vreo mașină personală și urmărește ce conte. Oh, ok. Da, e interesant. Bugged-ul, sincer, mi se pare foarte interesant serverul. RPG-ul, adică Bizon. Nu, 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 nu te răsturna, 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 nu te răsturna. Băi, frate, băi, las-o în picea mea, mă, frate, mă, dar nu pot să cred așa ceva. Mă enervează că doar se răstoarnă prostiile astea de tractoare. Se răstoarnă ușor, adică mergi, iei o curbă, s-a răsturnat, gata, s-a dus, rip. Și e foarte nervant. Eu mor de somn, asta e problema. Mamă, cum e trecută la față. Mamă, ce-mi place mașina aia, mă. No. Dar la mai puțin și ea foc tractorul, așa că haide să fim băieți nesimțiți.
ce? Vinde business la ID-ul 21 de tip clothing store, situat de așa, SMS 2448. Vinde sidekick cu dublu haide, n-ai mai am nevoie de astea acum. Scumpe. Ia să vedem și câte ore și câte puncte. Am 57 puncte de respect, 11 ore. Level 5, next level price 110k. Deci trebuie să și muncim ca lumea ca să facem chestiile alea. Că vă dați seama că by level-ul e ceva, nu? Adică trebuie să plătim. Deci trebuie să și muncim ca să plătim by level-ul și toate alea. Vinde business-ul cu ID-ul. A, asta am mai zis o dată 2448. Ia mai e mașina acolo sau? Nu e bun locul ăla de ascultătoare. Uite mă că e acolo, ești nebun? La adevărul că e de pe câmpie, nu vezi, nu vezi nimic acolo. Se vede așa un pic ceva acolo, dar nu. Bă, 4 secunde, no way, dai. Să merg foarte încet. Oh, o să se așa slash SMS 94 las mă cu talent slash free friends Ok, hai să zicem. Ah, nu trebuie să zicem făina. Ia s-a deconectat. Oh, ok, ce tag live s-a deconectat. Da. Tăți că n-am, am uitat că au zis că mi apreciază munca și Dalia. Bă, rog, oricum, fraților. Oh, și nu pot să mor. Că dacă era să n-am armele, mă duceam și muream. Dar nu pot, trebuie să not. Oricum, după aia, după ce notăm până acolo, o să încheiem și noi episodul, fraților. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Asta am zis acum ce o să zicem atunci. Hai să mergem la tractoriști. Sau să furăm prima dată. Ah, uite un motor acolo. A, de personal, busulică, păi ce. Ia, uite, am și telefonul și pistolul mână. Uite, o mașină ți-ai frumoasă. Nu, ia marș, ia marș, nu, ei, nu, ei, nu, bă! Opa. Sorry. Stai că am dat la full lui loc să-i dau full la mașina asta. Nu pot să o iau. Nu mă călca! Da, mă, că vreau o mașină, mă. Că cu aia am intrat în apă. Nu pot să intru în niciuna. Mă gândesc că de aici cam toate sunt mașini personale, că... Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!